Lui și fugind de la fața lui cel ce urmă spre dânsul, Hristos a cum se împrăște fumul și nu mai este, pe cum se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-ne. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar dreptii se veselesc. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim întru ea. Hristos s-a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând și celor din morminte viața. Fiului și Sfântului Duh, Hristos s-a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-ne. Și acum și pururea și în vecii vecilor, Hristos s-a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-ne. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos este un feștandă! Hristos măscăiește! Hristos anestit! Hristos anestit! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos s-a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru așa de Tu și pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Asta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul României, pentru înalt preasfințitul și mitropolitul nostru Serafim,
pentru cinstita preoțime și ceandru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor ortodox român de aici de pretutindenea, pentru poporul austriac și toate popoarele creștine, udați rumenișe, udați fâsterai și folc, undale crislige fălcă, la tumbet în tumbărn. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință vietuiesc în frânsele, pentru bună întombirea văzduhului, pentru îmbășugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne,